Judecători capitolul 6 citește Scriptura de la versetul 11 la versetul 16, pagina biblică 267. Judecători capitolul 6 citește Scriptura de la versetul 11 la versetul 16, pagina biblică 267. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Oas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și zbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să-i pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnule, a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Vă rog să vă reașezați. La 18 ani, a doua ieșire importantă pe care am avut-o în viața mea a fost la București. Până la 18 ani am plecat până la Debrețin și mi s-a părut că am ajuns la capătul lumii. Și la 18 ani, terminând în liceul, pregătindu-mă să mă duc la institut, am ales să plec la București. Țin și acum aminte în momentul respectiv, era început de octombrie, eram împreună cu mama mea, care este în această dimineață la Dunare, cu tatăl meu care a plecat în veșnicie și m-am pregătit să mă duc la 18 ani, cum spuneam, în lumea mare, să învăț la București Teologie. Am fost pasionat din adolescență de studiul Bibliei și mi-am cumpărat diferite cărți. Țin minte că am primit o geantă foarte mare de la un prieten, Florin Nuțaș, a plecat el în America. El avea rudenii în America și primise niște genți de alea foarte mari cu diferite daruri de la rudenile din America și mi-au făcut ca două o geantă de aia mare cât în dorarea Domnului. Mi-am pus acolo toate cărțile pe care le-am adunat de-a lungul anilor și cu greu puteam să le car când făceam 5 pași, deja simțeam că îmi pică mâinile jos, le mai dădeam lui taică și mai departe. Când ajung uh, pe peron și aștept să vină trenul, văd pe un băiat de la Beiuș, era anul 4, un coleg de institut, între timp păstorește la Barcelona și când îl văd pe el cu o gentuță, efectiv se plimba pe peron. Eu discutasem puțin cu el ca să mă informez cum pot să ajung de la gară la institut, ce autobuz trebuie să iau și când l-am văzut pe el așa foarte relaxat, zic, dar unde te duci? la institut, zice. El cu o gentuță, două, trei hăinuțe pe acolo, nu știu ce, și o Biblie. Dar zic, cărțile unde le duci? Da, ne stai liniștit, zice că la institut sunt mult mai multe cărți și mult mai bune ca tale. Dar zic eu, da, mie îmi place să citesc dintre mele. La început, zice, după ce o să te dezobișnuiești. M-am dus cu toate gențile acelea, Greu pe tren, greu când am coborât din tren, acolo nu mai fost cu mamei să mă ajute, o trebuie să le care în spate, să le urc în autobuz, ne-au lăsat autobuzul la câteva sute de metri distanță, nici nu știu unde să cobor bine, și imaginați-vă că o trebuie să le care în spate, când am ajuns la institut, lor, că transpirat, obosit. Am stat acolo și eu veneam cam lunar acasă, dar ce m-am gândit eu când vin acasă două, trei zile, trebuie să studiez și poate studiez, ce știu pe unde mă clauzea, și de să le studiez pe toate. Iar cu toate gențile, înapoi, cu toate gențile și geamantanul la mare plin de cărți. Orice vizită primul an de institut era un dute vino cu toate cărțile după mine. Atât de greu mi-a fost încât la un moment dat am zis nici nu mai vin acasă decât o la câteva luni de zile. După ce am realizat faptul că dacă vreau să vin constant acasă și să vin normal fără să-mi rup brațele, ar trebui să las cărțile la institut sau acasă că domnul poartă de grijă și am de unde să citesc. Sau dacă citești, în două, trei zile citești dintr-o carte, maxim două, trei, nu neapărat din 100 sau 150. Am realizat faptul că e nevoie să renunți la unele lucruri ca să poți să mergi înainte, pentru că altfel te blochezi. Noi cunoaștem din Scripturi ceea ce spune Hristos că din prisosul inimii vorbește de gura însă mai nou studiile în domeniul psihologiei ne spun că nu doar din prisosul inimii vorbește gura, adică realitatea este indiscutabilă ceea ce spune Hristos, dar se face un pas mai departe și anume cuvintele pe care le spui în privatul tău despre tine însuți, despre ceilalți în familie, în societate, odată cu trecerea timpului se materializează în viața ta. Dacă toată ziua spui, sunt un păcătos, așa vei fi. Dacă toată ziua spui, nu sunt în stare de nimic, nu o să fii în stare de nimic. Dacă toată ziua zici, nevastă mea este într-un fel sau altul, așa va fi nevastă ta, așa o să o percepi. Dacă toată ziua vei vedea că peste tot sunt numai drame, probleme, trădări, necazuri, așa va fi lumea ta. E foarte important nu doar să îți înmagazinezi cuvântul lui Dumnezeu în sufletul tău, pentru că din prisosul inimii vorbește gura, ci de fiecare dată să fii atent la ceea ce spui, pentru că ceea ce spui îți afectează gândirea. Prin mare, este nevoie să renunțăm la câteva lucruri în această dimineață și despre asta aș dori să predic, câteva lucruri la care trebuie să renunțăm în viața noastră ca să putem merge mai departe. Și mesajul se intitulează, la ce să renunți ca să mergi mai departe? La ce să renunți ca să mergi mai departe? M-am uitat la omul acesta, la Gedeon și a trebuit să renunțe la câteva lucruri ca să meargă mai departe. Tot astfel, fiecare dintre noi suntem chemați într-o dimineață ca și aceasta să renunțăm la câteva lucruri ca să putem merge mai departe. Mai precis, potrivit acestui text, la patru lucruri ca să putem merge mai departe. Ca să poți merge mai departe, în primul rând, renunță la cuvintele fricii. Dar dacă? Ca să poți merge mai departe în viața ta personală, în viața ta de muncă, de business, în slujirea ta, în viața ta profesională, este absolut necesar să renunți la cuvintele fricii, dar dacă. Uitați-vă să vedeți, Dumnezeu îl cheamă pe omul acesta să-l izbăvească pe Israel din mâna lui Madian. Madian este un popor puternic, Madian domină pe Israel, Madian face viața grea poporului Israel. Și în momentul în care te trimite Dumnezeu la război pe tine, un om dintr-o familie modestă, un tânăr care în vremea respectivă era desconsiderat pentru că nu ești bogat, pentru că faci parte dintr-o seminție măruntă din Israel, ești tentat să crezi, domne, cum să mă duc eu să mă bat cu Madian? Cine mă urmează? Cine va fi Dumnezeu? după mine. Apoi, ce putere mai am eu? Domnul chiar îmi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și dacă totuși Domnul nu va fi cu mine? Și dacă totuși Madian va fi mai tare decât noi? Și dacă totuși se întâmplă ca oamenii din Israel să nu vină cu mine în război? Și câte și mai câte, dar dacă nu au apărut în inima lui Gedeon? Ca să poată să meargă mai departe și să-l izbăvească pe Israel, era absolut necesar să renunțe la cuvintele fricii. Și cuvintele frice sunt, dar dacă. Diavolul este extrem de vilian. Nu vine frontal să spună, auzi, Dumnezeu te părăsește, pentru că ai texte în scripturi care spun că Domnul este lângă tine. Nu vine să spună, auzi, toată lumea va fi într-un fel sau altul. Nu. Diavolul vine ca în, în grădina Edenului și spune, dar dacă. Dar dacă te îmbolnăvești. Într-o vreme în care suntem preocupați de sănătatea noastră și totuși pe măsură ce suntem atenți la ce mâncăm, la faptul că trebuie să facem sport, să ne menținem și mai departe, vedem în jurul nostru oameni care se îmbolnăvesc. Nu, au fost perfect sănătoși și dintr-o dată nu s-au simțit bine și tot universul lor s-a năruit. Și te gândești, dar dacă și eu mă îmbolnăvesc? Apoi te gândești, bun, dar dacă se îmbolnăvește nevastă mea? Dar dacă se îmbolnăvește soțul meu? Vezi că e un copil cu anumite probleme de sănătate și spui, dar dacă pruncul meu se îmbolnăvește. Ai văzut că a pățit ceva un copilaș, uită, chiar zile trecute am văzut la știri, faptul că un adolescent, domnule, și-a îmbrățișat pretena în București și n-a fost atent și efectiv a mers în fața tramvaiului. Numai mila lui Dumnezeu la păzit și te gândești, dar dacă se întâmplă un accident pentru copilul meu, dar dacă se întâmplă să pierd pe cineva drag, dar dacă se întâmplă să-l pierd pe tată, dar dacă se întâmplă să o pierd pe mama, dar dacă se întâmplă să-mi pierd profesia, oare cine sunt eu? Pentru că, oricum, îmi pune problema în general. Nu poți să te desparți de munca ta, de profesia ta, pentru că munca te valorifică. Dar dacă îmi pierd situația financiară, stabilitatea economică, dar dacă vine o vreme de criză, dar dacă se întâmplă ceva, dar dacă nu o mai înțeleg cu nu cine, dar dacă și dar dacă și în permanență. Această teamă care ne cuprinde inima nu ne lasă să ne bucurăm de absolut nimic. Efectiv, teama te paralizează. Te aduce în situația în care te uiți la soția ta și ți-e frică tot timpul ca nu cumva să pățească. Alții sunt stresați că îi înșală soțiile, altele sunt stresate că înșală, le înșală soții și nu te mai bucur de absolut nimic. Te gândești, dar dacă se întâmplă ceva cu copilul meu și la ai lângă tine și Dumnezeu ți-l-o cu sănătate și tu nu te poți bucura de el, dar dacă se întâmplă să se îmbolnăvească, ai o situație bună financiară. Ok, nu o să fii milionar, dar o duce de și tot îți vine în minte, dar dacă îți pierzi stabilitatea economică, dar dacă se întâmplă o dramă, dar dacă n-ai cu ce să-ți plătești ratele, dar dacă îți ia foc mașina, dar dacă. Și acest dar dacă te face să nu poți merge mai departe. Efectiv, stai în patul tău, în fotoliu, tău și te întorci pe o parte, pe cealaltă, ești amărât, ești anxios, ești depresiv, ești îngândurat, nu poți să mergi mai departe, să te bucuri de casa ta, de familia ta, să te bucuri de Dumnezeu, de slujire, de felul în care Dumnezeu lucrează. O bună perioadă eu am avut probleme cu zborurile. De fiecare dată când mă urcam în avion, făceam o scurtă sau lungă oră de rugăciune. Tot zborul mă rugam. N-aveam ce să fac. La un moment dat am decis că nu mai mă duc cu avionul, după ce au fost niște turbulențe puternice. Am zis că mă duc cu autocarul. Mi-a fost foarte greu. S-a defectat și căldura, nu mai mers căldura într-o iarnă cumplită. Veneam din Italia fără căldură. Mi-am luat geacă, două sacouri pe mine, cămăși, plovere, tot ce am avut. Și tot mi-a fost frică. Am să revin apoi la avion. Știți că mi-am depășit teama de a zbura cu avionul? Când zis, Doamne, viața mea este în mâna ta. Dacă vrei să mă duci, dumă. Asta e viața. N-aș vrea să plec, că cam tânăr să plec. Dar dacă tu vrei să plec, oi pleca. Ei, în momentul a te să mă crezi. Mă mai încearcă câte o sfântă cercetare când îți bolențe, dar mă repede imediat. Dar am realizat că până în momentul în care nu spui, auzi, facă Dumnezeu ce-o vrea cu viața mea. Nu poți să-ți depășești teama. Mă, dacă mă îmbolnăvesc de nu știu ce bolă terminală, facă Domnul ce-o vrea cu noi. Dacă pierzi pe cineva drag, viața ta, familia ta este în mâna lui Dumnezeu. Știi când este problema? Problema este când îți înțelegi viața doar într-un act, într-o singură parte, ce se vede pe pământ. Când ai impresia că viața ta este scăpată de sub autoritatea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că nici măcar un fir de păr nu ne cade fără știința lui Dumnezeu. Biblia ne spune că nici măcar o vrabie nu cade și în gândirea biblică, vrăbile erau păsările cele mai de jos, nebăgate în seamă, fără ca Dumnezeu să știe și să îngăduie acest lucru. iubiți mei, când spunem, da, viața noastră să este în mâna lui Dumnezeu și fie ce o fie, urmează partea a doua în veșnicie Dumnezeu ne va răspăti, putem să prindem elan să mergem mai departe, dacă nu Toată ziua te gândești, criză economică, nu-ți plătești ratele, vine-ți acasă, îți moare copilul, îți moare nevasta, îți moare tata, îți moare mama, te părăsește soțul, te părăsește soția, se prăbușește toată munca ta. Bă, degeaba am muncit. Vine nu știu cine, dă cu piciorul în toată munca mea, în tot businessul meu, în toată profesia mea. Și nu te mai bucuri de absolut nimic. Nu te mai bucuri de Dumnezeu, nu te mai bucuri de familie, ești un om posac, ești un om depresiv. Nu vi se pare ciudat că cea mai gravă problemă la ora actuală și cea mai întâlnită Oala este depresie, anxietatea? Păi, teoria lui Maslow e că omul are anumite nevoi. Și când sunt satisfăcute nevoile de bază, are nevoi de alte nevoi mai speciale. Păi în al doilea război mondial, în primul război mondial, cine s-a gândit la chestia astea la care ne gândim noi? Nevoia era să ai ce să mănânci și să nu te bombardeze, să nu te împuște. Și oamenii erau mai liniștiți. Noi trăim într-o vreme care vrem foarte multe lucruri de pe pământ. Și atunci, pentru că trăim în această lume, într-o competiție acerbă, frații mei, surorile mele, dragi și prieteni, nu ne mai putem bucura de nimic. Vrei să te simți bine în casa ta? Să stai la masă și să-ți meargă bine? Să te uiți cu drag la soția ta, la copiii tăi, la părinții tăi? Să vii cu drag la adunare, să te duci cu drag la serviciu, cum te duce în concediu? Să te duci în stânga, în dreapta, să fii împlinit cu tine însuți? Dragul meu, lasă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Altfel, în permanență vei fi cuprins de deznădejde. Spune Scriptura că poporul Israel este la un pas de a fi executat, înainte de a fi Hitler pe pământ, Au avut un alt vrăjmaș, așa puternic ca Hitler, și ăsta și-a pus de gând să execute pe toți. Era o lege în vremea respectivă, în cel mai puternic imperiu al vremii, că nimeni nu are voie să intre la împărat, ca nu cumva să pregătească vreo executare a împăratului. Și atunci, ca să se protejeze, nimeni să nu intre la împărat, decât dacă împăratul îl cheamă. Ei bine, împărăteasă în vremea respectivă, era o evreică care și-a ascuns identitatea. Estera este numele ei. Și său era implicat pe acolo, pe la palat, și unchiusu era morul discordiei pentru care uh, adversarul său a vrut să execute pe toți evreii. Și vine său și spune, auzi, să te duci la împărat să ne scapi cu viață. Cum să mă duc la împărat? Are să mă ucidă. Dacă nu capă trecere înaintea lui. Și spune, auzi, dacă nu te ridici tu astăzi, izbăvirea va veni prin altcineva, dar s-ar putea pentru o vreme ca și aceasta să te fi pus Dumnezeu în Dumnezeu oricum va lucra, cu sau fără tine. Ea se lasă duplecată și zice, auzi, înainte să mă duc la împărat, pentru că el are drept de viață și de moarte, e cel mai puternic om de pe pământ, aș vrea cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu și să postim. Ce mi se pare mai interesant este că nu postez doar alții, zice, postez și eu și slujnicii cele mele trei zile și trei nopți, nu mănânc și nu bei absolut nimic. Și apoi mă voi duce la împărat în pofida legii și fie ce -o fi. Dacă o fi să mă execute, mă executa. Dacă o fi să mă lasă în viață, mă lăsa în viață. Știți când și-o depășit ea ma? Când nu zis fie ce o fi. De ce soldații pe câmpul de război au curat să meargă mai departe? În antichitate, mari soldați, mari, de exemplu, Ahile, de ce a fost așa de viteaz, cum spune, uh, spun cărțile de istorie? De ce Homer în Iliada, în Odisea, ne vorbește despre vitești, de bărbați puternici care și-au sumat orice riscul, Știți ce? că au fost dispuși să renunțe la viață. Până nu ești dispus să renunți la ceea ce ai, dacă asta este voia lui Dumnezeu, nu poți să fii un om puternic. Tot timpul vei fi dominat de teamă. În această zi, fii dispus să renunți la absolut orice. Dacă Dumnezeu îți ia sănătatea, asta este voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne trece printr-o cercare, asta este voia Domnului. Dacă este să ai o pierdere financiară, bă, asta e voia lui Dumnezeu. Dacă e să ai o pierdere pe cineva drag, asta e voia Domnului. Dumnezeu le are pe toate în control. Nu ni le dorim. Dacă se întâmplă, asta este. Urmează partea a doua. Partea a doua este veșnicia, unde Dumnezeu răsplătește. Și încă ceva, ascultă-mă, copilul tău, nevastă ta, munca ta, mașina ta, totul este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pe toate le are în providența lui. Nu există, bă, să o întâmpla. La Dumnezeu lucrurile sunt sub control. Când crezi că oamenii sunt sub, uh, stiu, totul depinde de oameni, înseamnă că nu te mai crezi în Dumnezeu. Când crezi că totul ține de mintea ta, de hărnicie, de planuri, înseamnă că l-ai scos pe Dumnezeu din ecuație. Și de asta, astăzi, oamenii sunt cuprinși de depresie, de anxietate, că nu sunt dispuși să piardă ceea ce au. Vrei să fii puternic, vrei să te duci mai departe, Vrei să nu fii depresiv? Vrei să nu fii anxios? Fii gata să pierzi totul dacă asta este voia lui Dumnezeu. Dacă nu, Dumnezeu îți va purta de grijă. Dar ce să renunți ca să mergi mai departe? Renunță la cuvintele fricii. Dar dacă viața mea și viața ta. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Sănătatea noastră este în mâna lui Dumnezeu. Totul este în mâna Domnului. Vrei să nu fii dominat de teamă? Pune totul în mâna Domnului și spui, Doamne, facă-se voia ta în absolut toate lucrurile. Asta trebuie să o facă în mod indiscutabil Gedeon, ca să se ia, să se ducă, să se bată cu Madian, care era un popor mult mai puternic, mult mai bine înarmat, iar el lupta cu cine putea. La ce să renunți ca să mergi mai departe, să-ți recapezi bucuria, pacea și liniștea? În primul rând, renunțe la cuvintele fricii, dar dacă. Fii dispus să pierzi orice în viață, dacă este este voi Lui Dumnezeu și vei fi un om puternic și vei putea să mergi mai departe. În al doilea rând, renunță la cuvintele judecății, tu vorbești? În al doilea rând, renunță la cuvintele judecății, tu vorbești? Acum, să te ridici tu, Gedeoane, un tânăr, în Israelul antic, tinerii erau puțin desconsiderați, domnule, n-au experiență de viață. Cum să vii tu să ne spui, hai să ne ducem cu toții la război? Mă, mai bine capul plecat că sabia nu-l taie. De ce să te duci să te bați cu Madian? Tu te ascuns pe aici prin văgăuni, ți-a ascuns grâul, de ce să te duci să te bați? Adică cine o să te creadă pe tine? Faci parte dintr-o familie modestă, cea mai mică familie din Israel, cei mai săraci oameni din Israel, cum să te duci tu să ai credibilitate și diavolul îi suflă în ceafă tu să vorbești? De atunci și până astăzi diavolul are aceeași tactică cu fiecare dintre noi. Tu vorbești, tu vorbești în familie, tu îi spui soțului tău cum să se poarte, tu îi spui soției tale cum să se poarte, tu îi spui copilului tău cum să se poarte și poate spune, tată, tu îmi spui mie, la eșecurile tale tu îmi spui mie. Nu -mi povestești odată un frate, își părăzise copiii pentru cineva și între timp îi păruse rău de situație, el își refăcuse viața uh, printre timp și fata a început să calce pe, pe alături și a spus, draga tată, nu-i bine cum te porți, uite... Și spune, tată, tu ne-ai părăsit, ce vrei tu să-mi spui? Și îmi spune, frate Dan, mi-a închis gura, n-am mai știut ce să-i spun. Și poate zici, dar cum să-i spun eu copilul meu că și-am avut falimentele mele? Cum să-i spun eu fratelui din adunare, uite, hai să ne rugăm să postim că nici eu nu sunt mai bun? Cum să-i spun eu cuiva, poate la serviciu care trece prin niște probleme, cum să-l încurajez pentru că uite și-am falimentele mele? Cum să poți să depășești lucrul acesta? Și diavolul spunea, tu vorbești? Tu vorbești să schimbi soția la rugăciune după ce ai strigat la ea? Tu vorbești să schimbi copiii la o zi de rugăciune și să le citești un cuvânt din Scriptură când tu ca tată nu te-ai purtat într-un mod frumos, te-ai certat cu nevastă ta? Povestește cineva că tot așa au ajuns într-o situație și la un moment dat îi zice, auzi, când o să fii mare, cum ai vrea tu să fie nevastă ta? Și zice, păi nu știu dacă o să măsor să fiu ca tata și mama, ei toată ziua se ceartă. Erau mai mulți acolo de față, zice, eu căzut efectiv fața. Și atunci zici, mă, dar m-am certat cu nevastă mea, m-am certat cu socrul meu, m-am certat cu... Dar cum să vorbesc așa? Mă uit în viața mea și am anumite falimente, anumite slăbiciuni, uite, nu m-am purtat cum trebuie. Am luat decizii proaste în viață, cum să mă mai ridic să spun altuia, uite ce este bine, draga mea soție, dragul meu soț, tată, mamă, frate, soră, uite așa ar fi bine să faci. Și poate alții spun, auzi, tu vorbești? Și diavolul înainte să spun alții, va spune el însuși, tu vorbești? Dar ca să mergi mai departe, trebuie să renunți la acest lucru. Aceste cuvinte ale judecății tu vorbești. Da, vorbesc pentru că Domnul este bun și este gata să mă ierte. Da, vorbesc pentru că Domnul este bun și este gata să-mi apere dar Da, vorbesc pentru că Domnul este lângă mine și este gata să mă fac un tată bun. Chiar dacă astăzi nu sunt un tată bun. Da, vorbesc pentru că Domnul este lângă mine să mă fac o mamă bună, chiar dacă astăzi lasă de dorit lucrul acesta. Da, vorbesc pentru că vreau să fiu un fiu care să-mi cinstesc tata și mama, chiar dacă lasă de dorit lucrul acesta în prezent. Da, vorbesc pentru că vreau să fiu un om după inima lui Dumnezeu. Da, vorbesc pentru că mă strădui, mă lupt cu mine însumi să -mi poftele și păcatele și ambițiile și vreau să fiu un om sfânt, un om pocăit. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul stă de vorbă cu Petru și spune, Petre, ești curajos, tu spui că nu te lași de mine, dar ascultă-mă. Nu mai trece multă vreme și o să te lepezi tu în sus de mine. Doamne, zice Petru, cu tine sunt dispus să mă duc și la moarte, chiar dacă tot s-ar lăsa de tine, eu de tine nu mă las. Petre, ascultă-mă, nu va cânta cocoșul de trei ore. Nu va cânta cocoșul până te vei de mine de trei ori. Nu, Doamne, se va lepăda poate Toma, Ioan, Iacov, Iuda, da. da eu nu. Și cântă cocoșul și Petru se leapădă. Dar știi ce spune Domnul înainte să cadă Petru în păcat și asta l-a ajutat pe Petru să se ridice din căderea lui? Petre, satana a cerut să vă cearnă precum se cerne greul, dar eu m-am rugat pentru credința ta, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să-i pe frații tăi. Ai putea să spui, păi să-i întărească Ioan că este ireproșabil, că a rămas singurul la cruce, toți ceilalți s-au dat dosul și au plecat. Petre, tu să întărești pe frații tăi? Da. Pentru că tu vii și le spui, uite, eu am căzut ca și voi, toți am fugit. Cu mine în frunte, toți am fugit, l-am lăsat pe Domnul. Numai Ioan a rămas până la capăt. Dar cum a iertat pe mine... Domnul vă iartă și pe voi și vă încurajez să mergeți mai departe. De asta Petru a rămas în slujire în biserică, pentru că a luat de mână pe frații lui, care au fugit ca și el și a spus, haideți să ne întoarcem din nou în odaie de sus, ca Domnul să ne umple de Duhul lui cel Sfânt, Domnul să stea de vorbă cu noi. E foarte important ca să mergi mai departe, să nu te oprești. Să nu te oprești în fericirea familiei tale, să nu te oprești în viața ta profesională, în viața de slujire, în viața socială, să renunți la cuvintele judecății tu vorbești. Diavolul în permanență îți spune, auzi, ai făcut, ai dres tu cu uh, trecutul tău, cazierul tău, te-ai certat în familie, te-ai purtat urât cu nu știu cine, ai luat decizii greșite. Tu mai poți să faci ceva? E foarte greu să-ți depășești trecutul. E foarte greu să-ți depășești trecutul, să spui, auzi, a fost ce a fost, dar Hristos m-a iertat, Hristos m-a eliberat, Hristos mi-a dat putere să mă duc mai departe. Eram un păstor tânăr la 23 de ani, am preluat prima biserică în sectorul pastoral și mi-a spus un frate păstor în vârstă, o experiență, o poveste pe care vreau să ți-o împărtășesc. O luat unul, în America se întâmpla lucrul acesta, au luat o biserică la început de drum și au dus-o pe culmile biruinței și Dumnezeu a dat mare har. Dar după ani de zile, omul a și a trebuit să se pensioneze. S-a pensionat, spunea și omul acesta a împărtășit, zice, la pensionarea lui și la instalarea păstorului tânăr, o experiență, o situație. Și spunea felul următor, cazul era următorul, o companie a angajat un director, directorul respectiv a luat compania de jos, a dus-o pe culmile succesului, cifră de afaceri foarte mare, dar directorul general s-a pensionat. Și acum, când s-a pensionat, a trebuit să încredințeze sarcina unui altuia mai tânăr. Patronul, acționarul majoritar, a venit la directorul tânăr și a spus, auzi, înainte să preiei compania pe care eu o reprezint în mod special, aș vrea să stai de vorbă cu el, să-ți dea niște sfaturi bune, să nu-mi în faliment compania, ci să o duci mai departe. Și au venit băiatul acesta tânăr la directorul general cu experiență, cu mare expertiză și au spus, am înțeles că dumneavoastră ați făcut minuni în firma aceasta, aș vrea să-mi spuneți care sunt secretele succesului dumneavoastră. Se uite la el directorul în vârstă care se pensionează și spune, domnule, experiența. Uitați, vedeți, peste tot să ceară experiență, dar tot ce timp la școala. Bun, bun, decizii înțelepte, zice și experiență. Și deciziile înțelepte, din nou, experiență. Și experiența, decizii greșite. Dar decizii greșite din care ai învățat ceva. Dacă ne uităm în viața noastră, nu există în această zi ce un om care să fie reproșabil. Unul singur e reproșabil, acela e Hristosul lui Dumnezeu. Restul, dacă suntem cinstiți cu noi înșine și nu suntem farisei și ipocriți, toți vom vedea slăbiciuni în viața noastră. E vreunul în această zi care poate să spună, auzi, eu sunt un tată impecabil? E vreunul care se poate să spună, auzi, nici sora, am o, sora mea, dacă tu ești pocăit așa, Domnul se minteze. Dar să spună, auzi, nici măcar nu mă enervez pe copilul meu și dacă mă ispitește bărbatul înainte. Este vreunul care se poate să poată să spună, auzi, n-am greșit niciodată la locul meu de muncă? Este vreunul care să spună, auzi, toate deciziile pe care le-am luat economic vorbind, pe toate le-am luat bine? Este vreunul dintre noi care să spună, auzi, viața mea este fără nicio greșeală? Acum, poate nu avem noi chestii grave, domnule, dar decizii greșite tot mai luat câte așa. Sau poate un comportament nepotrivit. Te-ai enervat, domnule, că nu trebuie să te enervezi. Ți-ai pierdut cumva, și spus ceva nepotrivit. Iubiții mei, important este să învățăm din greșelile noastre. Nu sunt un tată bun, dar doamne, vreau să fiu un tată bun. Nu sunt un soț bun, dar vreau să fiu un soț bun. Nu sunt doamne o, tată, o mamă bună sau o soție bună. Nu sunt doamne credincios cum ar trebui să fiu, dar vreau să învăț. Vreau să fiu un om după inima ta. Diavolul vine și îți spune, auzi, tu vorbești? Lasă lucrurile așa să se ducă. Nu le mai spune nimic celor din casa ta. Frații mei, ca să mergi mai departe, trebuie să renunțăm la cuvintele fricii, dar dacă. Apoi trebuie să renunțăm la cuvintele judecății. Tu vorbești? În al rând, renunță la cuvintele indiferenței. Nu-mi pasă. În al treilea rând, dacă vrei să mergi mai departe, renunță la cuvintele indiferenței, nu-mi pasă. Spune Scriptura că omul acesta, Gedeon acest tânăr, bătea grâul în teasc și la ascundea de Madian. Adică el se securiza pe el însuși. Dom'le, auzi, mie merge bine. Văd păi, eu pe unde mi-ascund grâul, să am eu ce să mănânc, familia mea, tata și mai departe. Cu alte cuvinte, nu-mi pasă. Ce-mi pasă mie de Israel? Când te duci la război, nu există război fără pierde. Toată lumea pierde în război. Nu există, uitați-vă, vedeți, toți luptătorii care intră în ring, nu există cât de tare ai fi, trebuie să fie diferență colosală, dar toți luptătorii care intră, totdeauna ești cu unul la nivelul tău. Nu există unul. Eu am amici, prieteni care vor mai făcut eu o luptă sau alta. După lupte toți erau costele îndoiate. Fața așa cum era, nu există confruntare fără pierderi. Se ceartă soțul și soția două, trei zile. Nu... Auzi, toate astea te afectează. Se afectează stabilitatea emoțională, se afectează pocăința. Că ce chef ai de pocăință după ce te ceri cu soțul și soția? Ce poți să spui copilului tău când, nu știu, nu-i viața ta cum trebuie? Toate lucrurile acestea ne afectează și atunci zice, auzi, de ce să mă duc eu în război, domnule? De ce să mă duc eu pe câmpul de război? Să mă bat eu pentru Israel? Pe păi bată se alții, cheme Dumnezeu pe alții. Să cheme Dumnezeu din, nu știu, alte seminții. Să cheme Dumnezeu judecător din familiile mari, să cheme Dumnezeu războinici din familiile bogate. Eu băiat sărac, eu dintr-o familie modestă, eu să mă implic și Domnul îmi spune, de tine am nevoie. Dar ispita este stai tu liniștit. Să zici, nu-mi pasă. Astăzi, mai mult ca oricând, viața te învață parcă să fii un om închis, ermetizat, un om care te uiți doar în prejurul tău la nevoile tale. Trăim într-o lume teribil de egoistă. Fiecare vorbește despre tabieturile lui, fiecare vorbește despre preferințele lui. Trăim o vreme în care bărbații sunt egoiști față de soțiile lor. Trăim o vreme în care soțiile poate sunt egoiste față de soților. Trăim o vreme în care părinții dau dovadă uneori de un egoist fantastic în relații copiilor. Te minunezi. Trăim o vreme în care copiii conduc mașini bune, o duc bine și părinții lor n-au după ce bea Și stai și te gândești, unde este cercetarea lui Dumnezeu? Când mama ta și taică n-au după ce bea apa și tu te lăfâi în bani. Trăim o vreme în care nu te doare parcă sufletul de cel care trece prin alte situații. Nu vorbim de oameni de la distanță, vorbim de ea din proximitatea noastră, că nu poți să fii un om pocăit în deplasare dacă nu ești pocăit la tine acasă. Din tinerețea mea am văzut următorul lucru. Dacă vreau să văd pocăința unui bărbat, mă uit la nevastă sa când vorbește. Și în general îți camia, se vezi treaba. Dacă ea se uită în toate părțile, te uiți la copiii lui, îți dai seama credibilitate, te uiți la familia lui. Adică dacă fratele tău nu crede în pocăința ta, dacă surorile tale, dacă cum nații tăi nu văd în tine pe Domnul, nu ești pocăit, nu sunt pocăit. Dacă nevastă mea nu vede în mine pocăința lui Dumnezeu, copiii mei nu vor să fie ca mine, înseamnă că am o problemă spirituală. Iubiți mei, e foarte important să spunem, trebuie să ne pocăim fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pocăința începe din familie și nu poți să spui, auzi, mie îmi pasă de, de departe și nu-ți pasă de la de lângă tine. să spese de, de nevastă ta. Trebuie să spese de ce simte ea, de ce își dorește ea, trebuie să spese de soțul tău, trebuie să spese de copiii tăi, trebuie să spese de taică de maică ta, de cumnații tăi, cumnatele tale. Nu poți să spui nu-mi pasă de ei, ba, trebuie să spese de frați, de surori, din adunare, trebuie să spese de colegii tăi, trebuie să fii un om interesat de celălalt. Și ascultați-mă, nu există, bă, mie mi pasă de ea de departe, de peste ocean și mări și nu-mi pasă de la de lângă mine. Zice Scriptura, dacă nu ești față de la de aproape, cum poți fi față de la de departe? Dragul meu, renunță la cuvintele indiferenței, nu-mi pasă. Nu-mi pasă de pocăința celuilalt, nu-mi pasă că se duce în iad, nu-mi pasă că se poartă cum se poartă, nu-mi pasă de ce simte celălalt. Fii un om care să-i pese de celălalt. Vă aduceți aminte de momentul în care se duce Petru cu Ioan la Templu, să se roage Dumnezeu, era ceasul rugăciunii. Zice, scriptura că a văzut acolo pe un slăbănog, stătea și cerea ceva de milă. Petru nu avea bani. N-avea nici el aur, n-avea nici oan, nici aur, nici argint. Și spune în felul următor, aur și argint avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Isus Hristos ridică-te și umblă. Ei n-au fost indiferenți. Nu au spus, nu-mi pasă, ascultați-mă, noi trebuie să ne implicăm totalmente în familie noastră, trebuie să ne implicăm totalmente în familia mai strânsă, în familia lărgită, trebuie să ne implicăm totalmente în biserică, oriunde am fi, știți cum, cum totul ar ține de noi. Și atunci Dumnezeu ne va binecuvânta. Când îl vezi pe cineva care are o nevoie, mai pune și tu mâna, mai fă și tu câte ceva pentru el, un cuvânt de încurajare, din bănuțul tău, din puținul tău, din sandwichul tău. Am citit o situație impresionantă, e o situație reală. Era un student la medicină și o ducea greu cu banii, provenea dintr-o familie modestă. Se ducea și vindea printr-un anumit sat, prin anumite sate mai exact, diferite produse ca să-și poată plăti taxele de școlarizare, ca să poată să aibă ce să mănânce și mai departe. Și la un moment dat nu prea făcut vânzare, nu avea bani, își plătise ultima tranșă de școală, nu avea bani de mâncare. Lihnit de foame, s-a dus să ceară ceva de mâncare. O bătut la ușă și i-a ieșit înainte o doamnă și când a auzit pe doamna aceasta s-a pierdut așa și în loc să zic că auzi, ai putea să-mi dai ceva să mănânc, un pahar de lapte, o bucată de pâine, ai putea să-mi dai ceva că mi-e tare foame. Eu ați putea vă să-mi dați un pahar de, de, apă. Doamna aceasta se uită la el și spune, stai mai puțin că îți aduc ceva. Și-a dus uh, un pahar de lapte, a dus o bucată de pâine și-a zis, ți le dau cu drag, Dumnezeu să te binecuvânteze. Era un gest mic, un gest neînsemnat ai putea să spui, dar băiatul acesta a fost de-a dreptul mișcat de acest gest. I-a rămas întipărit în minte imaginea acelei femei. Trei o întâmplare reală, trec ani și după mai mulți ani de zile, femeia aceasta se îmbolnăvește, are probleme cu inima și se duce să se trateze, se duce să se opereze. Îi se face intervenția medicală, Acum, în America, taxele sunt foarte scumpe, de, mai ales intervențiile chirurgicale. Și după ce au făcut intervenția chirurgicală, după ce i-au administrat tot tratamentul necesar, s-au și îngrozit la ce taxe va trebui să plătească. Și spune întâmplarea aceasta reală, în momentul în care primește nota de plată, este îngrozită. Intervenție medicală, tratament medical, s îngrozit, ce va trebui să facă? Tot o evita să deschidă plicul cu cât e de plătit, dar până la urmă nu a avut ce să facă. L-a deschis și a curaj, l-a deschis și când a văzut suma, o amețit. Dar la un moment dat a văzut trecut așa frumos pe scrisoarea respectivă medicală, a văzut trecut următoarea notă, era trecută scrisă cu pix, scrisă de mână, nota aceea. Plata s a fost făcută numai cu mai mulți ani de zile, cu un pahar de lapte și o bucată de pâine. Semnează Dr. Howard Kelly. De fapt, E ceea ce spune Scriptura, ceea ce spune Solomon, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme vei culege. S-ar putea uneori să fii descurajat să-ți mai arunci pâinea de ape, pentru că ai aruncat-o și oamenii au fost necunoscători. Și lipsa de recunoștință a celor te determină să fii mai circumspect, să nu mai faci bine, bă, descurce ce să fie care. Dar ascultați-mă, zice Scriptura, niciodată nu-ți arunca pâinea într-o singură bucată. Asta e foarte înțelept, că ăsta nu degeaba a fost cel mai înțelept om din lume. Rupeam șapte, o bucăți și aruncă, pentru că s-ar putea în viață să dai de oameni recunoscători. Și așa este. Viața este plină de oameni recunoscători. Și dacă doar cu dăștia ai de-a face, știi ce se întâmplă? Te descurajezi și nu mai faci niciun bine nicăieri. Și ajungi, că de asta foarte mulți oameni când ajung la o anumită vârstă, zice, auzi, descurce-se el și Dumnezeu. Pentru că l-am făcut atâta bine și vorba aceea, nu au fost recunoscători. Dar zice înțeleptul, rupeți pâinea în mai multe bucăți, și aruncă pe ape și după multă vreme o vei culegea iarăși. Uitați, vedeți, asta a făcut femeia aceasta. Un pahar de lapte și cu paharul acesta de lapte, uitați și-a asigurat un tratament medical. Nu știi cui îi faci astăzi bine, un cuvânt de încurajare. Nu știi cui îi dai astăzi un pahar de lapte, cui îi dai astăzi o mână de uh, să meargă mai departe, să zici, mă, nu te da bătut, du-te mai departe, nu te iubește. Și nu știi cum se va întoarce bine acela pentru tine și familia ta, pentru că în viață Dumnezeu întotdeauna răsplătește. La ce să renunți ca să mergi mai departe? În al patrulea rând, renunță la cuvintele descurajării, nu poți. Renunță la cuvintele descurajării, nu poți. Du-te și bate-l pe Madian. Domnul îi spune, domnul este cu tine, viteazule. Eu mă gândesc că el s-a fi uitat în stânga, în dreapta. Unde, unde e viteazul? Cine e viteazul ăla? Parcă Dumnezeu e puțin ironic. Pavel e adevărat că face unele ironii pe seama fraților de la Corint și ai zice că și Dumnezeu este ironic. Dar și Domnul nu e ironic. Îngerul Domnului nu este ironic. Domnul este cu tine, viteazul. Și imaginează-ți, el bate grâul în teas, ce să facă cu el? să meargă să îl dea soldaților care se vor lupta cu Madian. nu, să ce să-l ascundă că vin madianiții și le ia tot ceea ce au. Domnul este cu tine, viteazule. Și el se uită, cine e aici, domnule? Că mi-e -mi frică. Domnul este cu tine, viteazule, du-te și zbăvește pe zile. Și zice, eu, eu sunt cel mai tânăr, eu sunt cel mai sărac, eu sunt cel mai neputincios, eu, păi meargă alții. Domnul este cu tine, viteazule. Știți care este secretul? Nu că el este viteaz, ci că Domnul este cu el. Știți ce e foarte important însă? Să ne dăm toată silința să rămână Domnul lângă noi. Pentru că s-ar putea, e adevărat, s-ar putea la un moment dat să zicem, auzi, știi ceva? Doamne, Tu niciodată nu pleci de la noi. Uitați, vedeți, Pavel vorbește în roman despre faptul că nimic nu ne poate despărți de Domnul. Și totuși, tot în roman și în alte scrieri ale lui vorbește despre o inimă rea și necredincioasă care ne poate despărți de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nimeni nu te poate despărți de Domnul decât inima ta sau inima mea. De aceea e foarte important să fim oameni ce care spun, Doamne, știi ceva? Las inima mea să fie aproape de tine. Nimic să nu mă despartă de tine. Și Domnul spune permanent să eu sunt cu tine. Dacă Domnul este cu tine, Martin Luther spunea, eu și Domnul formăm majoritatea. Asta pare puțin greu de crezut, dar aduceți-vă aminte de un text din Scriptură. E vorba despre Elisei. Se uită Elisei în jurul lui și când vede numai oști vrăjmașe. Slujitorul lui intră pe în depresie, anxietate, e necăjit, e amărât. Știi, se întâmplă o dramă. Ăștia vin și ne atacă. Ce o să se întâmple cu noi? Și Domnul zice, zice Elisei, stai liniștit că mai mulți să se care sunt cu noi decât care sunt împotriva noastră. Și face o rugăciune extraordinară. Puternic bărbatul a fost să sta. Doamne, deschide ochii să vadă adevărata realitate. Și când îi deschide Domnul să vadă realitatea, ce era? În jurul lui Elisei și a slujitorului lui, în jurul lui cetății, erau carele lui Dumnezeu de foc, erau îngerii lui Dumnezeu. Câți dintre noi mai credem astăzi în îngeri? Câți dintre noi mai credem că Dumnezeu știmite îngerii să ne izbăvească? Bă, așa era gata, gata, gata să fac accident, dar parcă nu s-a răsturnat mașina. Așa, gata, gata am fost să mor, dar Dumnezeu m-a salvat. Gata, gata am fost să mi, mor, gata, gata, fost să -mi se prăpădească Fiul sau fica, nevasa sau tata sau mama, da, s-a întâmplat ceva. Mai crezi tu că Domnul își trimite îngerii să te izbăvească? Zice Scriptura că Dumnezeu are îngeri pe care îi face slujitorii noștri. Dumnezeu îi trimite să ne slujească. Nu pot, nu pot frate să biruiesc sigara, nu pot frate să biruiesc jocurile de noroc, nu pot frate să biruiesc imoralitatea, nu pot frate să biruiesc neiertarea, ura, nu pot să biruiesc... Ura și egoism, nu pot să-mi nervi, nervii, frate, mă ispitez, mă enervez, trântesc. Nu putem uneori, dar poate, domnul. Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Cum să poți totul, Pavel, că ești în pușcărie? Pavel, ești părăsit de cei mai mulți frați. Pavele, tu spui potul în, totul în Hristos care întrește și Pavel spune, da, e un Hristos pot totul. Pot să mă las de viciile mele, pot să mă las de păcatele mele, pot să-i slujesc lui Dumnezeu, pot să am o viață frumoasă, pot să renasc, pot să merg înainte, pot totul. Mă întâlnesc odată cu cineva și îmi spune care mari probleme cu țigara. Nu pot să mă las de țigară. Făcuse botezul, după botez, iar o veni țigara și nu se simțea bine, nu avea probleme, se simțea rău, o încercat cu țigară electronică, o încercat cu medicamente și nu putut nici cum. Și la un moment dat a intrat în post și rugăciune și s-a rugat și a postit și s-a rugat și a postit. Și îmi spune, frate Dan, Dumnezeu m-a eliberat de țigară. Astăzi, numai când simt miros de țigară, mi se întoarce stomacul pe dos. Cine poate face asta? Cine poate face dintr-un tată depravat, un tată bun? Cine poate face dintr-o mamă care nu-i pasă de copiii ei o mamă grijulie? Cine poate face dintr-un eșec spiritual un om plin de Duhul Sfânt? Cine poate face dintr-un petru falimentar, un om care s-a ridicat la cinzecime și a predicat și mii de oameni s-au pocăit? Cine poate face din petru omul care s-a lepădat de Hristos, cel mai grav păcat din istoria mântuirii? Și mai să treacă pe stradă și prin umbra lui Dumnezeu să-i vindece pe bolnav. Cine poate asta? Cine poate să facă din oamenii slabi, din manase? Uitați-vă să vedeți. Rabine, evrei spun că n-a fost în toată istoria mântuirii, în toată istoria lui Israel un împărat mai decăzut și mai rău și mai păcătos și mai imoral și mai vândut fără de lege ca manase. Și totuși zice Scriptura că manase s-a întors la Dumnezeu. S-a smerit puternic și Dumnezeu l-a iertat. Și Dumnezeul lui l-a dus în țara lui Israel și a văzut că Dumnezeul lui a lucrat pentru el, pentru un tată care și a băga fata și feciorul prin foc, care dintre noi aceia ar putea fi așa de răi? că Dumnezeu să-ți bași tu copilașul tău în foc, să-l arzi de nebunie. Pentru că dacă pățește ceva, fugi repede să-i lei în brațe. Orice s-ar face copilul tău și așa e normal. Și ăsta și a băgat prunci în foc pentru Dumnezeu străini. Se îndelenicea cu vrăjitoria și ghicirea și toate mizerie din lume. A umplut Ierusalimul de sânge și Israelul l-a spălat și l-a scăldat în sânge. Și când s-a pocăit, Dumnezeu l-a transformat. Știți de ce? Pentru că noi putem totul prin Hristos. Astăzi e slab spiritual, dar Hristos te poate întări. Poate multă vreme n ai simțit bucuria Duhului Sfânt, Dumnezeu ce poate da în această zi. Poate te duci acasă astăzi și la tine acasă, e o relație așa rece, te duci acasă, știi cum? Cum te duce la hotel? Te duci acasă și ai un soț marocanos, o nevastă, supărăcioasă și ți grea viața. Vi la adunare și poate nu te simți bine, te duci la serviciu și alte greutăți și la un moment dat chiar îți vine așa să o razna, să te duci și să te duci, uite să te mai întorci. Dar Dumnezeu este lângă tine și îl spune, ești un războinic viteaz. Și vitejia și puterea ta nu este pentru că tu ești grozav, ci pentru că mai pe mine de partea ta. La ce să renunți ca să mergi mai departe? 1. Renunță la cuvintele fricii, dar dacă. În al doilea rând, renunță la cuvintele judecății, tu vorbești. 3. Renunță la cuvintele indiferenții, nu pasă. 4. Renunță la cuvintele descurajării, nu poți. Gedeon a renunțat la acestea și a putut să meargă mai departe. Dacă vrei să mergi mai departe, relația ta cu Dumnezeu, în viața ta de familie, munca în profesia ta, în slujirea ta. Urmează exemplu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. În copilărie, mi-au fost tare dragi porombei. Mă trimiteau fratele meu câte un ceas, două, pe jos, ca să nu consumăm banii pe bilete, să mă interesez și să mă alcăzesc pentru porombei. Mergeam din oncea până în episcopia sau până nu fără pe jos să fac prenegocierea și negocierea era fratele meu care era mai mare. Și luam porumbei și pui, și acum ați în minte prețul, dar și porumbei mari. Când negocierea era prestabilită sau prenegocierea era rânduită, venea fratele meu că el era cu banii. Și rezolva problema. Dar acum cumpăram nu numai pui, și, și porumbei mari. Și ce făceam noi cu porumbei mari? Ca să nu fugă acasă. Erau poștași, mulți dintre ei. Le tăiam aripile, ca să nu mai poată să zboare, Trebuia să avem grijă să nu se urce pe casă, că atunci mai puteau leacă zbura. Dar le tăiam bine aripa, dar nu de la amândouă, numai de la una. Că dacă le tăia de la amândouă, aveau echilibru ca avionul și putea să zboare. Așa, și un întâc, și un întâc, dar puteau zbura. După o casă pe alta. Și atunci noi ne-am învățat, am zis și de la alții, că trebuia doar de la o aripă, cumva să-l dezechilibrezi. Îi tăiam aripa destul de bine, penele, și apoi el trebuia să zboare. Mă, o dată de două ori, de trei ori încerca să zboare, dar nu putea, de-a pac, pica jos și să lovea. La un moment dat, după vreo câteva luni de zile, în care o stat acolo, s-o casa, în crizonă, că, nu, no, acum nu mai pleacă acasă la prop, vechiul stăpân, îi smulgeam penele ca să-i poată crește alte pene noi și să poată să zboare, să-și viața. Numai că, știi ce se întâmpla? Le creșteau penele și nu mai zburau. Înainte cu penele tăiate de la o aripă, căutau să zboare, încercau, dar se loveau și și-au pierdut încrederea în ei. Și atunci, acum, când aveau pene complete, nu mai zburau. Mă, stătea pe acolo, ai fi zis că sunt niște găini. Găini mai mici, dar nu zburau. Și atunci, ce trebuia să facem să-i ajutăm să zboare? Te urcai pe un cocez de porci, sau pe ce puteai mai înalt, volierul, pe ce puteai, luai porumbelul și-l aruncai cât puteai de sus. La început, bădăia din aripi, mai pica, după aia nu știu ce. Dă două, trei la aruncai și când dădea din aripi și vedea că nu pică și că zboară, n-au zborul. Și am stat și m-am gândit, domne, aveau nevoie să-i ajut să zboare. S-ar putea diavolul să ne fitea pe la vreunul dintre noi. În viața personală, în viața de pocăință, în familie noastră, în slujirea noastră, ei, Domnul este prezent în adunare să ne veți să zburăm. Voi invit să vă ridicați în picioare. Spune profetul Mica, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși, pentru că Domnul este lumina mea, pentru că Domnul este biruința mea. Și aș vrea momentele acestea să spune, Doamne, știi ceva? Învață-ne tu să zburăm. Învață-ne să zburăm în relație cu tine. Pocăința noastră poate lasă de dorit. Umblarea noastră cu tine poate lasă de dorit, dar în această zi, Doamne, aprinde inima pentru tine. Umple tu de dul tău cel sfânt de putere și de har. Vrem experiențe noi cu tine, Doamne, chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente. atinge de fiecare dintre noi. Aprinde-ne sufletul și inima pentru tine. Nu avem putere de rugăciune. Dă-ne putere să ne rugăm. Nu avem putere să postim. Dă-ne putere să postim. Nu avem putere să mergem mai departe. Dă-ne tu putere în zi a are just Poate suntem trântiți la pământ, ca soți, ca soții, ca și fii, ca și fiice. Spune, Doamne, întărește-ne în această zi. Dă-ne putere tu, Doamne, să fim ceea ce trebuie să fim. Poate slujirea noastră obosit, spune, Doamne, umple tu de Duhul tău ce spune. Dă-ne putere să mergem mai departe. Poate diavolul spune, tu nu poți să mergi mai departe. Tu nu poți să biruiești păcatul din viața ta. Tu nu poți să biruiești descurajarea din viața ta. Tu nu poți să fi vindecat spre Doamne. Ești prezent în adunare. Îți simt prezența prin Duhul tău ce spun. Atinge-te de mine în această zi. Transform în viața mea, nu ește viața mea, prinde viața mea. Și Dumnezeul nostru care este prezent în adunare va lucra pentru noi. Spune, Doamne, nu mai am putere să mă duc mai departe, dar învață-mă tu. Doamne, dăm putere să mă duc mai departe. Un plemă de puterea ta, un plemă de harul tău. Și Dumnezeu care este prezent în adunare, pe care îl simți în aceste clipe, în aceste momente, va atinge sufletul tău, va atinge viața ta. Și Dumnezeu îți va da un nou început cu el. Doamne, mă ridic în numele Tău cel Sfânt, aleluia, și Dumnezeu să dea biruință, intrăm cu toți în rugăciune, slăviți să fie Domnul.